drumul județean 175, de la punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei-Șepit, Ucraina, lungime de 3 km, va fi modernizat cu fonduri europene în cadrul programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier. Contractul de lucrare a fost semnat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, marți, la Căminul Cultural din Izvoarele Sucevei. Obiectivul principal al proiectului, îmbunătățirea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Cernăuți-Suceava, Șepet-Izvoarele Sucevei, îl constituie îmbunătățirea accesibilității în regiunea transfrontalieră Izvoarele Sucevei-Șepet și a mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile prin modernizarea 3 km de drum județean 175 și conectarea comunităților din zonă. Mă bucur că am ajuns la acest moment. Este un proiect, după cum știți, pe drumul județean al nostru din subordinea Consiliului Județean Suceava. Valoarea investiției este de aproape 3,2 milioane de euro și este ultimul tronson de drum care trebuie modernizat ca să putem face legătura cu municipiul Câmpul Lung Moldovenesc și cu Suceava pe aici, prin Izvoarele Sucevei. Semnăm azi contractul cu o asociere compusă din trei unități economice. 28 de luni este termenul de execuție, este mare. Din punctul meu de vedere, aștept cu nerăbdare să ne spună constructorul când semnează, în cât timp îl fac, dar această lucrare, așa cum văd eu la prima vedere, sub un an de zile ar trebui să se facă, mai ales că partea ucraineană, din câte știu, și ei au demarat acest proiect. Eu îl semnez și o să vă mai spun câteva noutăți imediat. După cum observați, în ultimii ani, Consiliul Județean Suceava a avut o strategie de finanțare, de modernizare a drumurilor care duc către frontiera cu Ucraina. Și mă refer aici și la drumul de la Izvoarele Sucevei și drumul de la Brodina-Ulma, pe care noi le-am modernizat, dar și celelalte, vă reamintesc, Climăuțul, de exemplu, dar și drumurile paralele cu frontiera de la Siret, Mușenița, Frătăuții Noi, Bilca, Vicovu de Sus. Noi sperăm ca în perioada imediat următoare, după ce modernizăm acest drum, să putem deschide punctul de trecere a frontierei. Pregătim apoi deschiderea punctului de frontieră de la Ulma. Este în protocolul nostru cu Ucraina, următorul punct care se va deschide în județul Suceava va fi cel de la Ulma-Rusca și apoi cel de la Izvoarele Sucevei-Șepit. Noi astăzi semnăm contractul pentru modernizarea acestui tronson de drum, care deschide perspectiva, sper eu, într-un an, un an și jumătate, și aici să fie deschisă frontiera. Am cerut Vămii Românești și Poliției de Frontieră să găsească soluții de finanțare pentru construirea punctului de aici, de la Izvoarele Sucevi, pentru că nu avem un punct care să putem să spunem că avem ce deschide, dar să deschide o perspectivă frumoasă legătura dintre toată zona Câmpul Lungului și zona raionului Putila, de aici, din șepitul lui Ciprian Porumbescu, ca să spun așa. Mai mult de atât, Consiliul Județean Suceava a finanțat în acest an modernizarea drumului, dacă vedeți, 3 km și ceva i-am asfaltat noi anul acesta aici, în Izvoarele Sucevei, și ne-am oprit de unde urmează proiectul transfrontalier. Practic, noi nu mai avem de asfaltat aici. În schimb, domnul primar, și vreau să-l felicit, să-i spun la mulți ani astăzi că este Mihail, domnul primar de la Izvoarele Sucevei, a modernizat drumul spre Brodina de Sus, deci are o investiție acolo vreo 4 km și ceva, ceea ce înseamnă o ridicare a standardului de viață a populației din zonă. Eu mă bucur că a făcut aceste investiții. Vă reamintesc că noi am început
prin programul Angel Salignii, documentația să venim cu asfaltarea pe Valea Brodinei spre izvoarele Sucevei. Deja am stat de vorbă cu cetățeni, sunt aici care vor să deschidă pensiuni turistice și era o zonă izolată, o zonă care avea nevoie de astfel de investiții. Mă bucur că sunt astăzi aici ca să putem să marcăm un eveniment extrem de important pentru comunitatea din zona de munte, din partea de nord a județului Suceava. Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a punctat importanța investiției pentru comunitățile din această parte a țării, dar și câteva proiecte transfrontaliere aflate în derulare și care însumează mai multe milioane de euro fonduri europene. E o preocupare foarte importantă pentru Consiliul Județean Suceava, care dorește să susțină strategia președintelui pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea infrastructurii, cu atât mai mult cu cât s-a punctat aici poziția de interes major pe care localitatea și drumul o au din ambele perspective, apropierea față de o viitoare vamă și apropierea față de restul județului pentru a face un întreg în dezvoltarea localităților. Consiliul Județean Suceava, după cum bine știți, în afară de acest proiect, împreună cu BRCT mai derulează astăzi, derulăm proiecte de aproape 5 milioane de euro, 4,5 milioane de euro undeva la suma aceasta și nu dorim să ne oprim aici. E un moment oarecum mai dificil din cauza situației istorice pe care o trăim după graniță împreună cu vecinii noștri, însă ne vom strădui să aducem la îndeplinire toate proiectele. Foarte multe din acestea sunt în plus față de infrastructură rutieră, pe infrastructură medicală, pe infrastructură de situații de urgență, toate lucrurile astea în vecinătatea dumneavoastră, ca și locuitori ai comunei și în vecinătatea noastră a sucevenilor, împreună cu regiunea Cernăuți, cu ucrainienii, vor aduce la un plus de dezvoltare. Pe de altă parte, primarul comunei Izvoarele Sucevei, Mihail Mehno, a ținut să mulțumească președintelui Flutur pentru implicarea în dezvoltarea acestui proiect. Dorim să vă mulțumim, domnule președinte, pentru inițiativa dumneavoastră de care ați dat dovadă și care dați dovadă dintotdeauna. Sunt convins că de multe ori m-am cam tachinat în legătură cu tot felul de proiecte, dar vă mulțumim pentru inițiativă și că am ajuns ziua de astăzi de Sfântul Mihail și Gavril să semnăm contractul și mi-aș dori mult de tot ca la anul, pe vremea tot de Sfântul Mihail, să ne putem inaugura acest mare proiect, obiectiv.